Bună seara, bine ne-am regăsit. O să discutăm în această seară despre banii publici, adică acele sume la dispoziția unor oameni și cei care le au sau cei care au controlul sunt de obicei exponenții puterii, doar că se întâmplă, așa cum este și cazul Gorjului, ca cei care au controlul banilor publici să fie de la alt partid, chiar și din opoziție, în cazul de față PSD. A fost scandal în Consiliul Județean. De ce? Pentru că cei care împart banii la nivel de județ, conducerea PSD a județului, conducerea Consiliului Județean Gorj, nu a alocat niciun leu primarilor PNL. S-au supărat consilierii județeni liberali, au reacționat, însă nu s-a schimbat nimic. Adică primarii liberali au rămas tot cu 0 lei. Este vorba de sumele din cote defalcate, din TVA, bani care ar fi trebuit împărțiți în funcție de necesitățile fiecărei localități. Cum au argumentat reprezentanții Consiliului Județean, membrii ai PSD, faptul că au dat bani exclusiv către primarii PSD, în niciun fel. Au atacat doar primăria municipiului Târgu Jiu și în speță edilul primarului Târgu Jiu, pe Marcel Romanescu. O să vedem imediat cu ce a fost atacat. A fost așa un schimb de replici în mediul online între președintele Consiliului Județean Cosmin Popescu și primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu. Ei bine, până la urmă a rămas așa cum au stabilit domnii de la Consiliul Județean. Adică banii merg în mare parte spre primarii și primăriile conduse de PSD. De ce se întâmplă lucrul acesta? Ce fac ceilalți primari? Ce fac ceilalți cetățeni ai județului Gorj care au și ei nevoie de lucrări de infrastructură, de exemplu? Nu știm și nu am primit un răspuns pentru că președintele Consiliului Județean nu a catadixit să dea un răspuns la întrebările jurnaliștilor, adică a evitat o întâlnire cu jurnaliștii. Prezent în această seară în emisiune unul dintre consilierii locali, domnul Andrei Udriștoiu de la Partidul Mișcarea Populară. Mulțumesc mult pentru Bună prezență. seara, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Ar fi trebuit să fie prezent și un reprezentant al PSD-ului, dar nu știu, probabil nu au găsit o argumentație pentru ceea ce s-a întâmplat, adică pentru modul discreționar în care a fost împărțit bugetul de această dată sau și de această dată, pentru că în ultimii ani doar așa s-a procedat. S-au împărțit banii pe criterii politice sau clientelare. Domnule Udriștoiu, și rog pe colegii mei când au gata să și ruleze imagini din ultima ședință a Consiliului Județean și acel celebru proiect de hotărâre, acel celebru și mult disputat tabel, ca să vedem sumele și cum au fost ele împărțite. Domnule Udriștoiu, de ce credeți că se fac astfel de jocuri cu banii publici? Din păcate, banul public, așa cum a spus dumneavoastră în titlul emisiunii, sunt împărțiți politic și nu este prima dată când se face asta de ani de zile. Asta e procedeul prin care trecem an de an, an de an. Consiliul Județean împarte banii către primărie. Probabil asta a fost politica PSD-ului de a crește partidul și a ajuns acest gigant la nivel național, fiindcă și în momentul de față are cei mai mulți primari, cei mai mulți consilieri locali și județeni în România și a încercat probabil să atragă primarii de partea lor prin aceste procedee greu de înțeles. Păi banul public, să înțelegem, e banul cetățeanului, banul pentru comunitate sau sunt banii politicienilor? Din punctul meu de vedere, nu știu, îmi fac împărțire așa fără a avea un criteriu clar stabilit și doar cel membru de partid PSD sau PNL sau opoziție. M-am uitat și eu peste această listă, am văzut cum au fost împărțiți banii, mi se pare puțin absurd, sincer, să nu poți să dai către municipiul Târgu Jiu, către municipiul Motru sau alte orașe niciun ban, deci nici măcar un ban, în schimb să ai primării cu, nu știu, câteva mii de locuitori, 2-3 mii de locuitori, 4 mii de locuitori, să aibă 10-11 miliarde de lei vechi primiți. Hai să vedem ce nevoie au cu aceleași comunități și ce nevoie au celelalte comunități. Probabil este greu să explice
care a fost procedura și cum s-au împărțit exact banii, de aceea nici n-au trimis în seara asta un reprezentant. Eu aș fi fost tare curios să aud consilierii județeni, dacă aveți dumneavoastră știrea sau nu știu, au dat vreo declarație și chiar pe domnul Cosmin Popescu, să vedem cum au gândit-o și dacă au o explicație pentru locuitorii din comunele și orașele care nu au primit nici măcar un ban. Deși banii aceștia erau la dispoziția Consiliului Județean și îi puteau împărți după bunul lor plac. Ceea ce este, nu știu, revoltător, probabil pentru mulți dintre acești primari, este că pentru a nu știu câta oară se întâmplă acest lucru. Adică sunt primari, cum este cazul primarului de la Motru, de exemplu, și o să-l avem și prin telefon, o să încerce colegii mei să ia legătura cu dumnealui, când primește 0 lei. Până acum, într-adevăr, PNL-ul a fost în opoziție, PSD-ul la putere și făceau ce voiau Bun. domnii de la PSD. Păi vedem că s-a schimbat raportul de forțe, adică a ajuns PNL-ul la putere, PSD-ul în opoziție, dar la nivel de județ s-a Bun. menținut același raport, adică tot PSD-ul stabilește ce se întâmplă și cum se întâmplă. Asta ar fi bine să înțelegem noi toți și cetățenii județului Goș, că acest județ este încă condus de PSD și dacă la alegerile din luna iunie nu vom avea o majoritate de dreapta, va fi condus pentru încă 4 ani de acești indivizi care l-au condus până în momentul de față. Suntem un județ condus în mare parte în 30 de ani de PSD și vedem unde am ajuns. Așa că degeaba e PNL-ul la guvernare, degeaba are PNL-ul guvern, nu, banii sunt împărțiți de Consiliul Județean. După cum vedem noi, după bunul lor plac, mi-e greu să-mi imaginez. Haideți să excludem puțin cazul Târgu Jiu, să zicem. Bun, e un oraș, e municipiu, reședință de județ, deși suntem locuitorii acestui municipiu și ne-ar fi interesat să primim niște bani, că avem și noi nevoile noastre, să spunem că ar putea să reziste și fără acești bani. Dar ce fac alte comune, acolo unde nu pot să încaseze impozite, nu au investitori, nu au fabrici, nu au nimic? Sunt comune de genul ăsta care au zero bani de investit. Păi comunitățile alea chiar nu au nevoie? Deci dacă Târgu Jiu se poate descurca, din punctul meu de vedere, fără banii primiți la Consiliul Județean, sunt localități conduse de primari PNL care n-au nicio șansă ca Bine, să acum dezvolte. să știți că mărimea localității nu garantează și faptul că respectiva primărie are bani sau trebuie să aibă bani. Cu cât Pentru că dacă mi-amintesc eu bine, de exemplu, municipiul Motru anul trecut a avut probleme inclusiv cu salariile. Pentru că nu este un oraș foarte mare, primăria nu știu câte taxe și impozite poate Bun, sunt încasa. comune care încasează mai mult decât Exact. orașele din județul Goș și știm asta. Au acolo sonde, se fac extracții, au avut legături cu mineritul, bun, încasează, au taxe și impozite mult mai mari. Dar în același timp sunt și orașe care de-abia supraviețuiesc, să spunem. Motru, da, e un exemplu foarte bun. Știu că domnul primar și-a mai expus aici în emisiune punctul de vedere și e pe linia de plutire, să spunem, aproape de a intra într-un faliment ca și primărie, insolvent, ceea ce nu e ok deloc. Dar vedem că Consiliul Județean continuă să împartă banii doar după bunul plac, doar primarilor PSD și câțiva primari PNL, am văzut, cred că sunt 2, 3, 4 maxim, care au primit probabil acolo unde Patru relațiile primării dintre. conduse de liberale au primit Probabil niște acolo bănuți. unde relațiile, nu știu, dintre domnii primari și Consiliul Județean sau domnul Cosmin Popescu sau Consiliul Județean Sau unde PSD sunt probabil mai sunt bune sau sunt negocieri încă politice, că se negocieri. apropie Exact. o campanie electorală. Avem prin telefon pe domnul Gigel Gianu, primarul municipiului Motru. Bună seara! Bună seara, bună seara. Domnule primar, dumneavoastră nu ați primit niciun leu de la Consiliul Județean de data asta, sau și de data asta, pentru că s-a mai întâmplat, din câte ne amintim noi, ca Motrul să fie, nu știu, să fie Vitregit. scos de pe listă, sau lăsat pe listă, dar în dreptul lui să fie zero. Dumneavoastră chiar nu aveați nevoie de bani? Sau ce vi s-a spus? Că bănuiesc a existat o discuție între dumneavoastră și reprezentanții Consiliului Județean, că așa obligă legea. Nu cred că este o localitate care să spună că nu are nevoie de bani sau că nu are ce face cu banii. Lucrul ăsta, faptul că în dreptul municipiului Motru se pune 0 a 4, a 3-a oară și în mandatul ăsta nu am primit niciun leu la repartizarea cotelor pentru echilibrarea bugetelor, denotă faptul că reprezentanții PSD își doresc să câștige într-un mod incorrect municipiul, așa consideră dumnealor, dar de fapt afectând grav comunitatea din municipiul Motru.
eram foarte curios să văd cum vor acționa în acest an la acest buget, ultimul buget din mandatul, acest mandat, pentru că de trei ori la rând mi s-a spus că nu-mi dau absolut niciun leu, că nu am proiecte în derulare. Acest lucru l-a spus atât președintele Consiliului Județean, cât și fostul primar al municipiului Modru, care este consilier județean și care s-a opus ca Modru să primească bani. Sub pretextul că nu am proiecte în derulare. De parcă era vina mea la momentul ăla că nu erau proiecte în derulare. Surpriza mea anul acesta a fost că municipiul Modru primește tot 0 lei, cu toate că munca mea și a echipei de la primăria Modru de 3 ani și ceva s-a concretizat prin foarte multe proiecte pentru care am deja contracte de finanțare semnate. Deci nu sunt presupuneri, nu sunt estimări, sunt certitudini. Am contracte de finanțare semnate, depășim în acest moment 12 milioane de euro și am nevoie de, pe total, de cel puțin 1 milion de euro pentru cofinanțări și neeligibile. Pentru anul acesta, suma necesară cofinanțărilor depășește 500.000 de euro. Dacă în anii precedenți, atât președintele Consiliului Județean, cât și consilierul județean Hanu spuneau că nu îmi dau bani pentru că nu am proiecte, anul acesta am și nu mi-au dat. Și trebuie să vă spun că proiectele pe care le vom derula vor demara anul acesta și se vor implementa, începând cu anul acesta, vizează întreaga paletă de activități, întregul domeniu în ce privește viața și activitatea noastră în municipiul Modru. Și infrastructură, și sănătate, și învățământ, și sport, și mai ales, că am auzit că se pune problema, prelungirea rețelelor de gaz la sate, că avem și sate componente. Deci, să concluzionăm așa. Până acum vi se spunea că nu aveți proiecte noi și de asta nu vi se dau bani. Acum aveți proiecte noi și tot nu vi se dau bani. Păi nu știu, ce v-au explicat oamenii ăștia? Ce trebuie să faceți? Ori să aveți, ori să nu aveți proiecte. Ce trebuie să facă un primar ca să primească bani de la Consiliul Județean, din acei bani pe care tot primăriile îi încasează? Adică banii care ar trebui să se întoarcă la dumneavoastră, cei colectați de la cetățeni, cei colectați de la oamenii de afaceri și așa mai departe. Evident, nu a fost absolut nicio explicație și anticipând ceea ce se va întâmpla, eu chiar am trimis adrese scrise către Consiliul Județean, am anunțat și consilierul județean Hanu, fostul primar, că am proiecte în derulare, că am nevoie de bani și că dacă până acum motivarea dumnealor prin care s-au opus alocării de sume pentru municipiul Modru era că nu sunt proiecte, acum am și mă așteptam la cu totul și cu totul altceva. Asta arată o lipsă de seriozitate, ca să fiu elegant, o lipsă de seriozitate în ce privește activitatea de la centru. Dar spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră spuneați ceva mai devreme că l-ați informat inclusiv pe domnul Hanu, consilierul PSD, care este de fapt fostul primar al municipiului Modru. Fostul primar al municipiului Modru, primarul care a lăsat orașul înglodat în datorii imense, care n-a lăsat niciun proiect pregătit ca să am proiecte în derulare la momentele respective. Eu am fost nevoit să iau de la zero absolut tot ceea ce vom face și facem și așa cum v-am spus, deja sunt certitudini, sunt contracte de finanțare semnate și care urmează, parcurgând procedura de achiziție, urmează să fie implementate. Ce v-a spus domnul Hanu? Adică omul din Modru, nu? Că este un cetățean al municipiului Modru, este fost primar, este omul care conduce organizația locală a PSD, organizația locală care o să aibă un candidat la primărie. Adică omul ăsta trebuie să facă ceva pentru oamenii din Modru, să încerce să aducă ceva pentru Modru ca să-i convingă să voteze PSD-ul. Dumneavoastră ce v-a spus pentru că nu vă votează bani? Că nu vrea să vă dea bani. Cam același lucru pe care l-a spus și în timpul ședintei de aprobare a proiectului privind împărțirea banilor. Adică nimic. Nu v-a răspuns. Sigur.
Da, este interesant, interesant mod de abordare, adică nesimțire, că ăsta este termenul care poate să expliciteze tot ceea ce se întâmplă în această chestiune. Spuneați dumneavoastră că este pentru. Exprimă destul de corect ceea ce spuneți dumneavoastră, ceea ce se întâmplă în județul nostru. Este uimitor cum aceiași oameni care au stopat dezvoltarea localităților și a județului în sine, aceiași oameni sunt la butoane și dacă în trecut au dat dovadă de lipsă de viziune, acum dau dovadă de răutate. Când cineva vrea să facă ceva și poate să facă ceva, chiar în condițiile astea foarte grele și ceea ce au lăsat după ei, blochează, nu este decât răutate. Răutate. Așa definiți dumneavoastră ceea ce se întâmplă, ce s-a întâmplat de fapt, că nu e reversibil. Încerc să fiu elegant în exprimare. Da. Mulțumesc mult, domnule primar. Poate data viitoare o să fie cu noroc, că de 3 ori ați primit 0. Poate data viitoare. Să știți, doamna Stoian, că promisiunile că vei primi la rectificare, cum s-a întâmplat și anul trecut și în celălalt an, și spre sfârșitul anului o să primești o sumă sau primești o sumă destul de mică, nu încălzește cu nimic, pentru că degeaba primești sume de bani la sfârșitul anului dacă nu ai timp să parcurgi niște proceduri, să faci niște investiții, să faci ceva. Iar apoi, la începutul anului următor, o să zică ai excedent, cum se întâmplă în alte părți, la alte orașe, vezi Târgu Jiu, o să zică, ai excedent și nu-ți mai dăm. Și nu-ți mai dăm bani și iarăși nu mai facem nimic. Da. Este un mod păgubos de a privi lucrurile. Da, poate dacă nu politicul ar fi cel care ar trebui să împartă banii, lucrurile ar sta altfel. Mulțumesc mult, domnule primar, pentru intervenția Mulțumesc și eu. telefonică. Mulțumesc și eu. Da. Cam așa stau Bun. Din ce a spus lucrurile. domnul Da, de primar, 3 ori a primit 0 și de fiecare dată i s-a spus că la rectificarea nu știu următoare dacă o să. municipiul Motru a primit banii la ultima rectificare bugetară. Nu Știu l-am că s-au întrebat, nu l-am solicitat, întrebat adică primăria pe Motru știu că a primar. solicitat acești bani și aș Dar fi fost știu că au foarte avut curios. probleme anul trecut cu inclusiv cu plata salariilor Spre la un deosebire de moment primăria dat. Târgu Jiu, care nu a mai solicitat la ultima rectificare bugetară bani, Pentru spunând că a avut că un excedent ok, primăria Târgu Jiu, da. un excedent și nu mai avem ce face cu banii, să înțeleg. Bun. Da, E dar. trist să vedem că aceiași conducători, cum e cazul Motru, fostul primar, ajungând consilier județean, reprezentând comunitatea orașului Motru, Se răzbună și nu-și sau dorește încearcă bani să pentru pună niște comunitatea piedice sa. politice, practic, Apoi, cum? actualului primar, care îi este adversar Bun, politic, adversar politic e una, dar nu e dar totul adversarul se răsfrânge comunității. asupra, exact, asupra comunității. Ar trebui cetățenii municipiului Motru să spună așa, să-i pedepsească la următoarele alegeri, fiindcă, bineînțeles, PSD-ul va avea și un candidat acolo, nu știu care este persoana, dacă este încă Păi nu desemnată știe pentru nimeni municipiul deocamdată, Motru. nu e În bătut în schimb, cuie. oricum, cred că le va afecta campania electorală dacă cetățenii își vor da seama că ei însăși nu au vrut să ajute comunitatea din care provin. Mie mi se pare la, nu știu, la culmea răutății, cum zicea domnul primar, răutăți, să nu vrei să-ți ajuți comunitatea. Să dai în altă parte, fiind consilier județean, dar să nu vrei să-ți duci banii la tine acasă, acolo de unde provii, acolo de unde vrei să iei voturi mai departe, conducând o organizație locală. Da, este dovada faptului că nu clasa politică ar trebui să fie cea care împarte banii, nu în România, pentru că în România lucrurile așa se fac atunci când politicienii ajung să aibă hățurile Vrem sau în mână. nu, clasa politică va fi cea care va împărți banii și a împărțit și până acum, doar că nu-i logic să înțelegem, să au trecut 30 de ani de la Revoluție și nu înțelegem că nu trebuie să împărțiți strict pe criterii politice. Bun, înțeleg că ai primarii tăi, dar gândește-te la comunități și la nevoile lor. Până la urmă, poți să ai un primar 2 mandate. Pleacă, vine primarul tău, trece primar PNL, vine primar PSD. Dar ce facem cu locuitorii acelor comune și acelor orașe? Ce facem cu comunitățile, cu nevoile acestora? Eu nu știu cum o gândesc și ce-și doresc să facă în următorii ani. De 30 de ani chiar nu putem să schimbăm această gândire. Și e trist să vezi că foști primari sunt actualmente consilieri județeni. Sincer, vrem să schimbăm clasa politică, dar cu cine? Cu aceiași oameni care au condus 30 de ani acest județ. Vedem unde suntem, suntem nemulțumiți de o persoană ca și primar, în schimb îl punem consilier județean, președinte la consilier județean sau senator sau deputat. Păi să ne hotărâm, ori e bun, ori nu e bun. Un astfel de personaj. Că sunt atâția care au condus orașe, municipii, comune și au ajuns pe liste de deputați și senatori. Bine mersi, sunt la București, dar cetățenii sunt nemulțumiți de ei.
Păi ori au fost buni și îi trimite mai departe, ori nu și hai să-i pedepsim la vot. Eu mă așteptam, în schimb, la această împărțire pe bani publici, urmând... Știți cum este cu votul la care cetățenii ar trebui să se prezinte ca să demonstreze politicienilor că își dau seama cum stau lucrurile în țara asta și că trebuie să le îndrepte? În general, oamenii fie nu ies, fie s-au săturat de ceea oamenii ce se întâmplă. Oamenii sunt scârbiți de clasa politică, exact. În schimb, și partidele politice și au... Și stau acasă. Da, stau acasă, nu vor să iese la vot, nu vor să se implice în politică, fiindcă încerc să aduc cât mai mulți tineri în partidul nostru, au o reținere toți. Încerc să aduc oameni de afaceri tineri. Păi toți preferă să stea deoparte. Preferă să stea deoparte, fiindcă știu în ce mocil, în ce mizerie ar trebui să intre în județul ăsta, de cine îi conduci, cum ar putea fi pedepsiți așa cu biciu dacă nu se înscriu informațiunile politice de la putere. Da, îl avem prin telefon și pe primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu. Și municipiul Târgu Jiu este pe lista celor care au primit 0 lei la împărțirea făcută, repet, de conducerea PSD a Consiliului Județean, de care împărțire consilierii locali nu au aflat, deși legea spune că îi trebuie să primească înainte proiectul pe care să-l analizeze. De ce? Pentru că trebuie să-l voteze, adică trebuie să ridice mâna dacă sunt de acord sau nu cu respectivul proiect. Ei bine, nu a fost trimis nici cu 3 zile, nici cu 2, nici cu o zi înainte pentru a fi analizat. A fost trimis cu 2 ore înainte de ședința de Consiliu, la care le-a fost băgat sub nas respectivul proiect. Având majoritate, PSD-ul, bineînțeles, a trecut, chiar dacă unii nu au votat, chiar dacă unii s-au abținut. Bună seara, domnule Romanescu! Bună seara și îmi pare rău că n-am putut să urmăresc emisiunea dumneavoastră. Sunt plecat în teren, dar mă bucur că am putut să intervin. Am auzit cel puțin ultima parte a discuțiilor dintre dumneavoastră și invitatul sau invitații. V-am spus, nu pot urmări emisiunea în acest moment, dar vreau să vă spun că pe această cale au fost pedepsiți târgujienii. Dar m-aș fi bucurat chiar dacă târgujienii au fost pedepsiți, pentru că în 2017 și-au ales un alt drum alături de mine, mi-aș fi dorit să fi fost respectată legea. Iar legea în acest moment vorbește de cel puțin o consultare, de o minută pe care președintele de Consiliu Județean ar trebui să o încheie cu reprezentantul municipiilor din județ. În acest caz e vorba de mine, pentru că eu sunt reprezentantul celor două municipii, cu reprezentantul orașelor, nu știu, e unul dintre primarii de orașe din județul Gorj, și cu reprezentantul comunelor. Marți la ora 12, președintele Consiliului Județean m-a informat că se face această întâlnire și sunt invitat la Consiliul Județean pentru a putea discuta înainte de a intra în comisiile de specialitate și înainte de a intra în votul de la Consiliul Județean, să discutăm repartiția pentru localitățile județului Gorj. În același timp, marți la ora 10, mi-a fost adusă la cunoștință de către domnul Cosmin Popescu faptul că nu se mai ține acea întâlnire pentru că sunt anumite neînțelegeri, presupun eu, între cei din Partidul Social Democrat, că nu putea participa altcineva la aceste discuții, și am considerat, atâta timp cât am fost anunțat că nu se mai ține la ora 12, că într-o perioadă imediat următoare, în ziua respectivă sau a doua zi, voi fi din nou chemat pentru aceste discuții. Aici, încă o dată, discutăm de o procedură legală. Nu mai discutăm de lucruri care le faci pentru că vrei sau că nu vrei să le faci. Deci, acel proiect de hotărâre, sigur a intrat, că eu nu am fost chemat, fără semnătura mea, pe repartiția care s-a făcut pentru ședința de Consiliu Județean. Știți foarte bine că de cele mai multe ori cei de la Partidul Social Democrat vorbesc de lipsă de transparență la Consiliul Local, atunci când se face, când se realizează bugetul, când se votează bugetul la Consiliul Local. Vreau să vă asigur de faptul că dacă mă raportez la modul în care s-a făcut această repartiție la nivelul Consiliului Județean, Consiliul Local este, și eu în calitate de primar am fost, nu transparent.
super transparent de fiecare dată, chiar și prin acele dezbateri pe care le-am făcut la teatrul din Târgu Jiu cu cetățenii și cu consilierii locali în privința modului în care se repartizează acest buget. Mi se pare incorect, să nu spun mai mult decât atât, dar mi se pare incorect ca să tratezi cetățenii municipiului Târgu Jiu ca cetățeni de rangul 3, 4 sau 5, pentru că oamenii aceștia n-au nicio vină. N-au nicio vină și cred că nu vor avea, nu o să fie învinovățiți pentru faptul că au refuzat să mai voteze Partidul Social Democrat și în 2017 și după aceea. Pe de altă parte, exact ceea ce vă spuneam astăzi într-o declarație pe care am făcut-o la presa din Gorj, se creează un precedent extrem, extrem de periculos pentru toți primarii din județul Gorj. Îmi sunt colegi, apreciez în mod deosebit, știu foarte bine ce probleme au în mare parte primarii din județul Gorj și nu este normal ca această sumă să fie repartizată strict politic, fără niciun alt fel de criteriu. Deci aici este strict criteriul apartenente la Partidul Social Democrat și nu mi-aș dori, sincer eu nu-mi doresc acest lucru, ca spre sfârșitul anului, atunci când poate un alt guvern, de dreapta zic eu, guvern al Partidului Național Liberal, să aloce în același mod discreționar bani doar primarilor Partidului Național Liberal. Cu aceste sume pe care dați, domnul Cosmin Popescu și PSD-ul a repartizat, sunt convins că primarii primarii mai multor comune din județul Gorj nu se vor putea închide pe buget la sfârșitul anului fără ajutorul guvernului aflat în funcție. Dacă nu se va face o repartiție de la nivel guvernamental, vor fi foarte, foarte, foarte multe primării în județul Gorj care nu vor putea plăti salarii, care nu vor putea plăti indemnizațiile persoanelor cu handicap, care nu vor putea plăti ajutoare, care nu vor putea să-și plătească investițiile derulate. Pentru că așa s-a întâmplat întotdeauna. Guvernul de fiecare dată a venit și a făcut anumite rectificări pentru a putea cât de cât să țină în viață autoritățile publice locale. Și de aceea credeam că măcar acum în al 12-lea aceasta, totuși PSD-ul nu mai are guvernarea, domnul Cosmin Popescu, Partidul Social Democrat, trebuia să fie mai apropiat de nevoile cetățenilor decât de nevoia aceasta exacerbată a PSD-ului de a împărți banii doar către primarii al Partidului Social Democrat. 50% din populația județului Gorj astăzi este afectată. De fapt, 50% din populația județului Gorj, acea populație care are primari PNL, nu a primit nici măcar un leu. Și nu este normal. Nu este normal ca 50% din cetățeni să aibă alocată o anumită sumă, iar 50% din cetățenii acelui județ să primească 0 lei. Este injust, este incorect, este imoral și mai mult decât atât, îi rog pe colegii mei din Consiliul Județean, poate facem front comun împreună cu primarii Partidului Național Liberal să găsim modalitatea de a ataca în contencios acest proiect de hotărâre de Consiliul Județean, pentru că creează o discrepanță foarte mare între autoritățile care aparțin aceluia județ. Domnule Romanescu, din punctul dumneavoastră de vedere, această împărțire pe care au făcut-o reprezentanții Consiliului Județean, este ce anume? Cum ați defini-o? Este o mită mascată, doamna Irina. O mită mascată. Adică trebuie să dăm bani pentru alegere. Asta e ideea. Pentru că dacă cei de la Consiliul Județean îmi prezintă doar un singur criteriu pe care l-au avut în vedere atunci, exceptând criteriu politic, un singur criteriu pe care l-au luat în calcul când s-a făcut repartiția acestor sume, eu cu adevărat pot să spun, da, domnule, ați avut acel criteriu și măcar pe baza unui criteriu ați stabilit aceste sume. Nu se poate așa ceva. N-am primit nici în anii trecuți mai mult, dar de data asta n-am primit nimic, adică am primit 0 lei. Vă spuneam... Spuneți-mi dacă în Târgu Jiu sunt proiecte pentru infrastructură, adică pentru drumuri, că, nu știu, parte din acești bani a mers pentru drumuri. Dar noi avem proiecte în momentul de față de 180 de miliarde. Mă refer la străzile din municipiul Târgu Jiu, depuse și pe PNDL pe vremea guvernului PSD,
Am încercat încet, încet și în această perioadă o parte dintre ele să le reabilităm și vorbim de investiții care se vor realiza în perioada lunilor următoare și pe Narciselor și în Grivite și pe Omai, pe străzile Omai, dar sunt foarte multe alte probleme care au apărut la nivelul municipiului Târgu Jiu. Vreau să vă spun că din bugetul municipiului, din 770 de miliarde lei vechi vorbesc, pe care mi-a prezentat serviciul de investiții, am putut acoperi doar 390 de miliarde. Deci nici măcar jumătate din suma pe care cei de la serviciul de investiții mi-au solicitat, nu am putut să o acopăr din bugetul local. Da. Este, nu știu, ceea ce se întâmplă cu banii publici și cu modul în care ei sunt împărțiți, excede bunul simț. Nu avem un punct de vedere de la președintele Consiliului Județean. Spuneați că dumneavoastră trebuia să vă întâlniți în prealabil, adică înainte de conceperea acelui proiect, că în deci funcție de necesitățile fiecarei localități ar fi trebuit el să fie întocmit, nu? Și cu alte cuvinte, v-a dat țeapă. E pe lege. Deci lucrurile astea nu sunt cutume. Vorbim de lege și de respectarea legii. Noi, reprezentanții autorității județene, a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj, trebuia să avem o primă discuție înainte ca acest buget să intre în comisii și în să fie aprobat prin votul consilierilor județeni. Așa spune legea. Nu spun eu. Nu eu am prevăzut aceste proceduri care trebuie respectate. Ei, să știți că dacă v-au dat dumneavoastră țeapă, nu mă supăr nicio că mi-au dat în seara asta țeapă și nu au venit la emisiune cei de la PSD. Poate data i-am transmis și prima, nu este de râs, dar sincer este așa, nu știu, ca într-un film de comedie ieftină. Asta i-am spus și primarului de la Motru, care a treia oară a primit 0 lei. Poate data viitoare e cu noroc și la dumneavoastră. Domnule primar, Andrei Udriștoiu sunt, mă scuzați că intervin. O întrebare aș fi avut. Nu știu, în ultimii 2 ani ați primit bani de la Consiliul Județean? Sau pentru prima dată când primiți 0 lei sau ați primit doar sume foarte mici? Nu, sumele au fost foarte, foarte mici. Vreau să vă spun, și puteți să vedeți presa anului trecut, am avut o primă discuție cu domnul președinte Cosmin Popescu când eram de față cu toți directorii din cadrul primării. Oamenii pot să confirme și acum la această discuție. Și l-am rugat să facă o repartiție a acestor sume, anul trecut vorbesc, în funcție de numărul de locuitori. Pentru că, na, pot să-l iei ca și criteriu. Târgu Jiu are 30% din populația județului Gorj. Și a zis, domnule, dacă mă raportez strict la suma alocată, acordați și mie 30% din repartiția respectivă. Mi-a promis, pregătisem proiectul de hotărâre pe o astfel de sumă, care se ridica undeva la 80 de miliarde, dacă respectam cel puțin acest criteriu al numărului de cetățeni, și credeți-mă că pe ultima sută de metri mi-au fost alocate 12 miliarde, de 7 la a șaptea parte din ceea ce discutasem anterior. Dar totuși am avut 1.200.000, 12 miliarde în lei vechi, ca să nu cumva să dăm sumele astea amețitoare pentru cetățeni să crede că 12 miliarde lei noi, nu, 12 miliarde lei vechi. Atât a primit municipiul Târgu Jiu anul trecut. Cam cât au primit acum comunele cu primari PSD foarte vechi în funcție. Cam aceea sumă. Păi anul trecut eu am primit cât au primit foarte multe dintre comunele din județul Gorj cu 2.000, 3.000, 4.000 de locuitori. Și gândiți-vă că totuși Târgu Jiu are în acest moment 90.000 de locuitori. Și le spuneam celor din presa asta și trebuie să-mi dați dreptate. Gândiți-vă ce ar fi însemnat ca primăria municipiului Târgu Jiu să nu ia în considerare, de exemplu, căminele liceelor din județ. Pentru că, dacă stau bine și mă gândesc, în acele cămine ale liceelor nu stau copii domiciliați în Târgu Jiu. Cei mai mulți copii care rămân pe perioada școlarizării în acele cămine sunt copii veniți din județul, din afara municipiului Târgu Jiu, din localitățile din județul Gorj. De ce ar fi fost anormal ca eu astăzi să spun, domnule, eu nu reabilitez căminele de la liceele din Târgu Jiu pentru că nu mă interesează, nu-i privesc căminele, nu privesc activitatea copiilor din Târgu Jiu. Este anormal. Cerem de atâta timp
transparențe, cerem de atâta timp să asigurăm condiții cetățenilor care vin în Târgu Jiu. Nu vei putea niciodată să faci lucrul acesta atâta timp cât Consiliul Județean, Guvernul României, că așa s-a procedat și data și cu Guvernul României, nu se întoarce fața și spre tine. Vreau să vă spun că la ultima rectificare a Guvernului Dăncilă, ca să vă dau așa niște date relevante, Râmnicu Vâlcea a primit 110 miliarde în banii vechi, Drobeta Turnu Severin a primit 110 miliarde în banii vechi, iar Târgu Jiu a primit 30 de miliarde. Da? Deci vorbesc de localități care se află în aceeași areal, vorbim de Oltenia, și vorbim de localități care au aceeași, ca aproximativ, aceeași populație în această zonă. Și de-aia, după ce că am fost vitregiți de soartă, când a fost vorba de repartițiile de la Guvernul României, de la fostul guvern, acum mai suntem vitregiți de soartă și de repartițiile de la Consiliul Județean, dar aici m-am gândit că măcar electoral, cei de la PSD, sau poate și-au luat gândul, și eu știu că poate și-au luat gândul de la Târgu Jiu și de la Târgu Jeni, dar măcar electoral puteau acum la ultima repartiție să facă în așa fel să pară că au ceva, au vreo legătură cu Târgu Jenii și chiar interesează populația municipiului Târgu Jiu. Mulțumesc mult, domnule Romanescu, pentru intervenția telefonică. Bună seara, vă mulțumesc mult pentru telefon și salut invitatul sau invitații dumneavoastră, v-am spus, nu știu... Nu avem, că PSD-ul, am spus-o ceva mai devreme, ne-a dat și nouă țeapă. Câteodată e bine cu unul și bun, decât cu mai mulți și rei, e suficient să ai unul, dar de bună calitate. Voiam și noi să aflăm de ce a fost împărțirea asta, cum au gândit-o, cum a fost calculat. De asta țineam să vină cineva de la PSD, nu ca să îi întrebăm de sănătate sau ce mai fac ei prin partid. Mulțumesc încă o dată pentru amabilitate. Seară bună! Să rămân! Domnule Udriștoiu, cam așa stau lucrurile. Lucrurile sunt triste, într-adevăr. Da, sunt triste. Dar cum să ne dezvoltăm și noi și cum să ieșim din, nu știu, din tiparul ăsta care ne ține în loc, care, iată, ne izbește așa de toți pereții, dă apă la moară unor metode de care încercăm și noi să scăpăm, pentru că vrem în lumea civilizată, vrem, nu știu, vrem să fim și noi ca celelalte țări din Europa. Pe lângă lipsa banilor, bineînțeles, de exemplu, la municipiul Târgu Jiu, care ar fi avut nevoie de investiții, cum spunea și domnul primar, pentru cămine, pentru drumurile din localitate, și vrem sau nu vrem, este un trend ca tinerii din comunitățile de lângă Târgu Jiu să vină spre municipiu, spre reședința de județ. Bineînțeles, aici găsim locuri de muncă, găsim un liceu mai bun, cămine, cazare, etc. Cel mai dureros cred că este faptul că nu putem să scăpăm de aceste mentalități, de aceste obiceiuri proaste pe care le avem noi din 90 și parcă s-au moștenit. Păi ați vorbit de generația tânără în politică. Care este generația tânără în oamenii politică? Oamenii ăștia care au făcut ce au făcut acum la această sau pentru această ședință de Consiliu Județean, sunt oamenii mai noi din politică. Cosmin Popescu nu este dintre elefanții de altă dată. Ne-am fi așteptat, nu știu, să procedeze altfel. Nu știu dacă toate deciziile în PSD sunt luate de domnul Cosmin Popescu sau dacă chiar dânsul conduce Consiliul Județean fără să fie influențat de ceilalți vechi consilieri de atâtea și atâtea mandate. Credeți că i s-a impus lui Cosmin Popescu ce să facă? Nu știu dacă i s-a impus. Cred că au stabilit la masă. Că ei se păi da, dar e vorba de banii publici. De ce să vină niște inși din PSD să spună ce să din facă din punctul meu de vedere, prin toate lor, prin consiliile județene și locale, există și încă banii oamenilor. Există acele caracatițe care își tot întind tentaculele și sunt aceiași oameni. E, până când nu vom scăpa de vechi politicieni, de oamenii care stau la masă din 90 și dirigează și se joacă la butoane oarecum cu soarta județului, și nu e doar în județul Gorj chestia asta, și în toată România, de-aia merge atât de bine, lucrurile merg atât de bine, nu prea avem șanse. E trist că nu putem să scăpăm. Chiar nu avem cum, nu știu, sunt oameni, noi, într-adevăr, te uiți în Consiliul Județean, sunt tineri consilieri județeni. Păi dacă nu ești la putere, degeaba. Fiindcă în Consiliul păi Județean... Păi la putere să știți că sunt tineri politicieni, dar sunt. Iată, și votează după nu cum? Fac nimic altfel decât au făcut cei de dinainte. Toți consilierii județeni PSD au votat în aceeași linie dreaptă, clar. A fost vreunul care s-a opus sau s-a abținut de la vot? Nu cred.
Tânăr, Nu, bătrân, nu, 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 vechi, trebuia nou, să-și mergeau pe voteze linia de proiectul partid. ținut secret, repet. De ce? Fiindcă PSD-ul sunt convins că are și tineri capabili, în schimb nu sunt împinși în față deloc. Și vedem asta atât la nivelul județului Gorj, cât și la nivelul național. Să nu spuneți că n-avea PSD un om mai bun decât Viorica Dăncilă, pe care să-l promoveze ca premier, chiar și tânăr. A fost o încredere în noua clasă politică, în generația Victor Ponta, și am văzut ce au făcut și ei. Lucrurile sunt clare. Generația trebuie din nou schimbată. Lângă cine a crescut Victor Ponta? Lângă Adrian Năstase. Puteam să avem alte așteptări de la Victoraș? Nu știu. Păi oamenii au avut cred oamenii. Că au. Acum oamenii nu știu. Cred eu sper că nu alte mai au. Așteptări, să știți. Mai avem un telefon, îmi spun colegii din emisie. Bună seara! Bună seara! Vă rog să mă iertați, domnișoară sau doamnă, și cu domnul dumneavoastră partener de discuție. Mi-aș permite și eu mai în vârstă să vă spun ceva. Niciodată nu a fost o chestie dreaptă. Încă din comuna primitivă au fost preferați și nepreferați și așa mai departe. O chestie mai veche, mai nouă puțin sau mai veche pentru acum, chiar pe timpul comuniștilor, împărțirile financiare se făceau tot cam așa, adică după care erau mai simpatizați primarii. Nu plângem după comunism, să știți, și vrem și noi o democrație sănătoasă. Permite să vă spun punctul vă meu rog, de vedere sau nu. Dar de mai scurt, că mai avem puțin din emisiune. Vă spun. Vă rog. Vedeți dumneavoastră, nici atunci nu erau împărțiri foarte corecte. Iar ceea ce unde vreau să ajung, nu mă uitai pe acel tabel, care eu nu pot să fac apreciere asupra lui, dar vreau să intru alt undeva. Domnul care este un tânăr, îmi pare bine că sunt tineri care vor să facă treabă. Până când nu va, chiar la partidul dumnealui, până nu va scăpa de toți oamenii mai mulți, că și ei sunt acolo la partidul lor, tot de cei în vârstă, învățați ce să facă, ce să spună și pe unde să ajungă. Până când nu vor fi o altă generație, cu o altă gândire... Asta spunea domnul Udriștoiu. Păi spunea, dar întâi să scape de cei din partidul dumnealui, de cei mai în vârstă. Și după aceea celelalte partide, un singur lucru care m-a ofensat a fost treaba că spune că era prieten sau nu știu, cunoștință cu Ponta. Ponta a distrus Gorjul de la el încoace și Partidul Socialist, tot el. De la el încoace a distrus Partidul Socialist. Eu nu sunt membru de partid, aș vrea să rețineți. La niciun partid am fost și sindicalist în activitate și atâta. Și am fost și conducător cam vreo 30 ceva de ani, 40 chiar aproape. Dar problema este în următorul. Aici trebuie să ajungem până se va schimba întreaga generație. Și băiatul meu este într-o activitate foarte înaltă și îmi spune că și la ei, tot la fel ca peste tot, acolo unde sunt generațiile mai vechi, au conceptul ăla rămas de atunci. Chiar și în presa dumneavoastră au mai rămas concepte de genul ăsta. Nu de la Târgu Jiu a dumneavoastră care sunt dumneavoastră. La toată presa din România a rămas concept și de la și de la altul. Puteți să mă contraziceți cum vreți, dar asta este. Vă rog din suflet, tineretul care este, să se omogenizeze și să facă treabă, să punem osul, cum s-ar spune, la muncă. Să schimbăm țara, să se schimbe țara, nu să schimbăm, că eu nu mai am cum. Eu sunt mai în vârstă și nu vreau să mai fac parte din nicio conducere a nimănui. Mulțumesc, la revedere. Păi să schimbăm. Mulțumesc mult pentru intervenție. Bun, să schimbăm. Asta să vrem și noi. Și eu să se schimbe ceva. Și nu doar pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale, peste tot să se schimbe, dar să fie acea schimbare în bine. Că dacă schimbăm pe unii cu alții, adică o gașcă cu alta sau o tabără cu alta, și ăștia procedează la fel, să știți că mare evoluție nu o să avem. Vreau să punctez și eu ceva la intervenția telespectatorului noastră. N-am spus că sunt cunoștință sau prieteni cu Victor nu, Ponta. Am înțeles dânsul greșit. Am spus doar că gorjenii au avut mare încredere în Victor Ponta și în generația dânsului și a dezamăgit total. Și cu asta încheiem punctul ăsta. Iar doi, legat de partide, într-adevăr, există oameni vechi. Și e normal să fie în toate partidele politice. Nu poți să te înscrii la 24 de ani, așa cum am înscris într-un partid, fără experiență, nu poți să crești. În schimb, e foarte importantă democrația în partid și la noi în partid vă asigur că ea există și puterea fiecărui membru de partid de a-și exprima punctul de vedere, bun sau rău. Eu cred într-o democrație și cred că atunci când se adună 20 de inși la masa unui partid, trebuie să existe puncte de vedere diferite. Și la noi în partid acestea există. Adică vă asigur că dacă am un punct de vedere diferit față de președintele partidului sau alt membru mai vechi, o să mi-l expun de fiecare dată. Da, din punctul dumneavoastră de vedere, clasa politică se poate însănătoși,
Adică avem mai tineri, mai puțin tineri, avem persoane care au făcut politică, avem persoane care n-au făcut politică și intră acum, nu știu, avem persoane care se lasă de politică. Dar spuneam ceva mai devreme, cei care sunt la butoane, adică cei care decid cum se fac lucrurile și ce se întâmplă cu banii noștri, cum sunt cheltuiți, pe ce sunt aruncați și așa mai departe, sunt politicienii. Politicienii ăștia care au făcut atâtea matrapazlăcuri până acum, pot fi ei, se pot ei schimba, ei pe ei, nu da. Schimbați din funcții. Cei care mă cunosc, nu știu, persoane pentru care că mă nu cunosc, toți o să plece din politică, clar, este logic. Mă cunosc ca o persoană foarte sinceră și foarte directă, fără mai puțin politician și mai mult om implicat doar în politică. E greu. E greu să-i schimb pe cei care au mentalitățile bine băgate în cap și ei le-au din 90 până acum mergând pe aceeași linie. Mi-e greu să cred că o să se schimbă oamenii. În general, oamenii încearcă să arate anumite schimbări, dar să se schimbe complet e foarte greu. În schimb, dacă luăm de la cei vechi, părțile bune, ca au și dânsi și bineînțeles părți bune, și adăugăm, nu știu, mentalitatea noastră, puterea noastră de muncă și dorința de a schimba România, cred că se poate schimba clasa politică dreptat. Să nu ne gândim cumva că, nu știu, în 3 ani de zile se va schimba România, se va schimba Consiliul Local, Consiliul Județean, vor veni oameni noi și totul va fi roz, vor avea o altă mentalitate, se vor gândi strict la locuitorii municipiului sau județului și nu se vor mai face împărțiri pe criterii politice. Nu. Dar pas cu pas, de la an la an, eu încă mai cred în însănătoșirea clasei politice, pentru că altfel n-am mai avea viitor. Dacă nu mai credem asta, ar fi simplu să deluăm gentuța și să plecăm toți din județ și cred că și din România. Fiindcă discut chiar cu unii politicieni vechi, să spun, și mă sfătuiau să plec din țară. Păi, ești tânăr, ești un loc cu tău, mi-aș lua geanta și aș pleca. Ok, și ce s-ar întâmpla dacă toți tinerii ar pleca asta din țară? Asta le spun și eu. Mă credeți sau nu, dar e dureros să fii tânăr în România în clipa de astăzi. Probabil majoritatea din vechea generație au avut o tinerețe frumoasă, alături de prieteni, alături de colegii de muncă, aveau toți joburi, toată lumea ieșea la aceeași oră de la pe poarta fabricii, puteau să meargă la să servească un șpriț, să se întâlnească în parc sau să se plimbe. Vă spun că 80% din prietenii mei nu mai locuiesc în România și cu siguranță nu în Târgu Jiu. Cei care au rămas sunt în București sau Timișoara, iar marea majoritate, din păcate, și-au luat geanta și-au plecat în Marea Britanie sau în alte țări din vest. Nici pentru ei nu e ușor. Se întorc acasă, îi simt că ar avea dorința de a se întoarce. Nu mai e problema financiară atât de mare pentru generația noastră, cred eu. Problema e de mentalitate și de statutul pe care îl ai în România. Atâta timp când nu avem autostrăzi, nu avem infrastructură, nu avem mentalități, nu avem o birocrație extraordinar de complicată în România, nu cred că mai găsim în altă țară din Uniunea Europeană, ce se găsește aici? Vii să-ți investești banii munciți în 10 ani în invest și o să te trezești cu 7 controle într-o lună de zile. Păi știi ce a făcut prietenul meu? A închis ușa și a închis firma și s-a întors în Anglia. Toți vor să vină acasă, în schimb, până când nu vom face noi un mediu, un climat potrivit pentru ei, nu o vor face, indiferent ce bani ar avea, câți bani ar câștiga și dacă s-ar putea întreține România. Din punctul meu de vedere, deși mulți mă contrazic, nu mai este o problemă strict legată de bani în societatea noastră. E mult mai complexă. Nivelul de trai e compus din mai multe elemente și nu doar din bani. Da, o să vedem dacă o să reușim și noi să schimbăm ceva în e țara foarte asta, greu pentru și că mai... nu toată lumea, repet, nu toată lumea vrea să plece din țară. Dacă într-adevăr au impresia că în afară este mai bine, pot să plece cei care au această impresie și cei care îi îndeamnă pe alții. De ce nu pleacă și ei? De ce nu pleacă și cei care, nu știu, sunt prin niște funcții? Să se ducă, așa ca orice om simplu, undeva în afară, să se înscrie, pentru că sunt firme care fac lucrul ăsta, adică sunt firme sau companii care caută locuri de muncă în funcție de pregătirea pe care o are și de CV-ul pe care îl are fiecare, să aplice pentru niște joburi, să dea niște, să meargă la niște interviuri, la niște concursuri, că și în afară sau în afară așa se procedează. Bun, da. Și așa o să ne demonstreze că într-adevăr muncesc și ei. Niciodată acești vechi politicieni, funcționari, oameni cu un statut social bun în România și în Târgu Jiu, când ne raportăm la n-o Târgu Jiu și la județul, nu o să plece și nici copiii lor nu o să plece. Păi, pentru că nimeni nu-și dorește n-o pentru copilul plece. Lui să plece, să lucreze, să-și ia geanta pe umăr, să plece în Anglia printr-o agenție din asta care îți găsește un loc de muncă. Vă dați seama că nu. Și atunci ce se întâmplă?
Toți au fost angajați în aparatul de stat. Atenție, nu să se ducă la cules de nu știu ce fructe sau legume. Dar majoritatea... Să meargă să lucreze chiar și într-o companie. Dar majoritatea românilor, din păcate... Să demonstreze că pot să facă lucrul ăsta. Din păcate merg la muncă, muncă brută. Adică suntem o forță de muncă pentru Europa și din păcate trebuie să o recunoaștem, suntem mai puțin care lucrează în birouri în Marea Britanie decât cei care lucrează cu mâna în construcții, pur și simplu, sau în fabrici, în agricultură și altele. Așa că, nu știu, până noi să găsim soluția asta de a lăsa libertatea omului, de a-și alege jobul pe care poate să meargă, de a putea să lucreze într-o instituție publică în România, fiindcă vrem sau nu să recunoaștem, să fii funcționar astăzi în România, să lucrezi pentru stat, se pare că e greu, dar toată lumea își dorește. Ceea ce înseamnă că, de fapt, e bine raportat la a lucra în mediul privat în România. Mă bucur să văd că toată lumea își îndreaptă privirea spre funcționari, spre angajații din ministere. Bun, și sunt total de acord. Eu știu că dâns și muncesc. Știu, am prieteni care au făcut academii de poliție, care lucrează în jandarmerie, în armată și își merită pe deplin banii. În schimb, trebuie să ne uităm și spre mediul privat, acolo unde unii câștigă 1260 de lei sau câte salariu minim în mână și au doi copii acasă de crescut. Să mă ierte Dumnezeu, dar nu știu cum pot să se descurce aceste familii și acolo ar trebui să ne uităm prima dată. Aud creșteri salariale cu 10-20%. Păi bun, ce facem? Pe cel care are 20.000 de lei îl îmbogățim mai mult, crescându-i salariul cu 20%, și pe cel care are 1.200 îl lăsăm mai sărac, mai în urmă. Asta s-a întâmplat de 20-30 de ani în România. Unii au devenit mai bogați și unii mai săraci. Da, în cazul în care nu o să se întâmple nimic, în cazul în care nici actuala putere nu o să schimbe ceva din regulile acestea greșite, eu sper din suflet să se întâmple și siguranță. Sper într-o guvernare de dreapta din toamna acestui an și sper ca în următorii 4 ani să se ia decizii pe termen lung, nu doar pe termen mediu și scurt, cum s-a făcut până acum. Ne-am uitat doar pe următorii 2, pe următorii 4 ani ce se va întâmpla și cum ne asigurăm noi următoarele voturi să mai prindem încă un mandat de deputat, de guvernare sau în Consiliul Județean sau Consiliul Local. E greu de schimbat lucrul ăsta, pentru că fiecare încearcă să găsească ceva bun, călduț, bine plătit pentru el, să fim serioși. Dar o să urmărim îndeaproape ce se întâmplă pe scena politică, ce se întâmplă la guvernare, ce mai face și opoziția, că iată, opoziția încă poate să facă lucruri și unele destul de... În gorj opoziția e la putere. Da, în gorj opoziția este la putere. Este și probabil vor face o campanie electorală cu bani împărțiți de Consiliul Județean. Prin multe comune am văzut că au sume destul de frumușele și o să urmărim chiar să vedem ce vor face cu acești bani comunele respective. Stare curios. Păi măcar să facă niște investiții, să facă niște lucrări pentru cetățenii respectiv, că stăm destul de prost la orice capitol în ceea ce privește infrastructura, că e rutieră, că e vorba de canalizări, că e vorba de alimentări cu apă. Banii au fost și sunt în continuare, cred doar că au fost împărțiți și administrați foarte proști. Și de cine au fost împărțiți și administrați? Tocmai de aleșii noștri, cei pe care noi, cetățenii din Târgu Jiu sau din județ, i-am votat și se pare că unii vor vota în continuare. Cetățenii au libertatea de a-și exprima votul în iunie și sper să o facă după buna lor conștiință și să schimbăm cumva aceste mentalități, să aducem oameni cu altă gândire. Păi să vedem cine sunt oamenii ăștia și dacă au într-adevăr altă gândire, pentru că încă nu știm care sunt candidații. Încep așa pe aici, pe acolo să fie anunțați, dar foarte puțin. O altă greșeală din punctul meu de vedere pe care o fac partidele politice, lăsăm pe ultima sută de metri anunțarea candidaților și practic dându-le șanse mai mici lor și șanse mai mari celor care sunt încă în funcție. Că asta face atunci când sper să provoci o surpriză într-o lună de zile. Și am văzut atâtea cazuri și în care oameni să nu fie cunoscut de electorat. Cu potențial, dar nu ești cunoscut, nu ai notorietatea necesară și le-o spun tuturor în politică și celor pe care îi cunosc, nu confund niciodată notorietatea cu popularitatea. Bun, una e să ai o notorietate fiindcă ai deținut funcții publice importante la nivelul județului și sunt atâția care le-au avut. În schimb, când vine intenția de vot, eu sunt sigur că cetățenii și-au schimbat din gândire și vor pune ștampila acolo unde cred că sunt persoane care pot face schimbarea, care pot produce o schimbare în următorii 4 ani. O să vedem în perioada următoare, pentru că partidele politice au promis că vor anunța candidații. O să vedem care sunt aceștia pe fiecare primărie în parte, pentru fiecare localitate. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc frumos. Îmi pare rău că nu a venit nimeni din partea PSD-ului ca să vedem și noi cum gândesc oamenii ăștia și de ce fac ceea ce fac.
Poate data viitoare, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, săptămâna viitoare ne revedem tot aici la aceeași oră, numai bine!